Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live în această seară la 21:45 de minute. România joacă împotriva Armeniei prima dintre cele trei finale despre care Rădoi spune că mai stau în calea naționalei înainte de a merge la baraj. Evident, dacă va câștiga aceste finale, România poate merge la barajul pentru campionatul mondial din 2022, de la anul. Un meci cu Armenia care vine imediat după o înfrângere cu Germania, o înfrângere care n-a fost așa un meci groaznic pentru național, așa cum s-ar fi așteptat mulți. N-a fost o înfrângere categorică, din contră România a condus cu 1-0 la pauză, a avut șansa de a obține un rezultat bun, a pierdut cu 2-1, însă în seara asta împotriva Armeniei nu își poate permite alt rezultat decât victoria. Un egal complică calculele pentru locul 2, o înfrângere aduce o situație foarte, foarte dificilă pentru naționala lui Rădoi, șanse foarte, foarte, foarte mici de a mai prinde barajul dacă vom pierde în această seară cu Armenia. Discutăm despre partida România-Armenia din această seară. Vom discuta însă și despre un episod petrecut la conferința de presă de dinainte de acest meci. Un episod în care Rădoi, iritat un pic de întrebările jurnaliștilor, a propus circ și a făcut un pic de circ. O să discutăm despre momentul pe care îl vom vedea împreună în scurt timp. O să mai discutăm în această dimineață și despre ce se mai întâmplă prin fotbal, prin campionatul României, care e în pauză în momentul ăsta, dar echipele joacă amicale, își mai fac planuri pentru a mai căptuși ceva prin lot. Transferul de jucători liber de contract se mai pot face. Dinamo a fost pe punctul de a duce pe cineva, însă Rednic s-a hotărât să nu-l mai ia pe atacantul pe care îl considera noul bizon. O să mai discutăm și despre asta, o să mai discutăm și despre ce s-a întâmplat aseară în finala Ligii Națiunilor, unde Franța a revenit de la 0-1, din nou a revenit Franța și a câștigat finala cu Spania 2-1 după un gol controversat, sau cel puțin foarte multe discuții s-au născut după golul de 2-1 marcat de Franța, golul lui Mbappé. O să discutăm și o să le explicăm și o să vedeți de ce golul respectiv este valabil și de ce totuși regula asta e foarte, foarte controversată. Regula care permite acestui gol să fie valabil. Discutăm despre toate astea și despre multe altele în această dimineață cu Ionuț Badea, pe care îl salut. Bună dimineața, Ionuț! Neața, Augustin, neața tuturor! Ce faci? Cum ești? Bine, bine. În așteptarea timpului pierdut, ca să spun așa. Da. Și timpul pierdut? Timpul pierdut îl folosesc în dezvoltarea personală. Așa. Până când voi prelua din nou echipă și nu. Discuții ceva? Tatonări, da, concret, nimic, din păcate nimic. Da, vedem. Bine, din ce am văzut e și o perioadă de reașezare pentru cluburi. Unele au dat afară antrenori. Da, au fost deja 8 schimbări de exact. Antrenori și... nu știu dacă mai cred, nu cred că se vor mai întâmpla modificări atât de devreme. Nu știu, posibil pauza de iarnă să aducă ceva schimbări în funcție de situațiile de moment ale echipelor și ale conducerilor respective. Pentru un antrenor care stă afară e cumva ciudat, pentru că el teoretic poate profita doar dacă un coleg de breaslă pleacă. Da, trebuie să te înarmezi cu foarte multă răbdare și cu detașare, pentru că până la urmă este doar o meserie. Okay. Altfel, dacă empatizezi prea mult și cu colegii și cu ceilalți din fenomen, este posibilitatea să suferi mai mult. Așa că trebuie să este o detașare. Da. Simți că e o concurență mai mare acum decât a fost vreodată în breasla asta, antrenorilor? Pe scară evolutivă e firesc să fie așa. Sunt antrenori care vin din urmă, da. Vin din spate. Da, dar mereu generația au fost, mea sunt... a fost tânără, încă mai e, dar mai sunt alții mai tineri. Așa că fiecare încearcă să-și facă loc, să găsească o portiță pentru a demonstra ce știe. Ok, dar uite, sunt unii care își fac loc, au o portiță chiar și fără licențe. Da, s-a discutat foarte mult despre aspectul ăsta și, ok, o reacție pot să am și eu legat. Fiecare om are o vocație în viața lui. Probabil că antrenorii ăștia fără licență acum sunt 100% convins că au vocație, altfel nu ar fi fost propuși să fie puși pe bancă. Există această tentație sau tendința președinților, patronilor de a construi din interior, de a pune oameni din interior pe care îi cunosc bine, care consideră că le sunt loiali, care consideră că deja l-a cunoscut și nu mai e nevoie de o perioadă de adaptare, tampon. Deci sunt niște criterii pentru care acești foști fotbaliști și acum actuale antrenori, dar fără licență, au fost aleși. Eu personal, ca antrenor, n-am nicio problemă cu așa ceva. Din potrivă. Tu ai toate licențele, ai licență pro. Da, de 11 ani. Nu asta e ideea. Până la urmă,
Este o piață liberă și cel mai bun trebuie să fie un, lăsat să-și ducă munca mai departe. Deci eu n-am nicio problemă cu chestia asta. Pe de altă parte, există un regulament care trebuie respectat, că altfel ar fi o anarhie. Fiecare ar putea să facă cel taie capul. Și reacția școlii de antrenori e una normală legată de ei. Ok, îți dau posibilitatea să antrenezi, dar fă-ți școala. Adică nimeni nu spune că nu ai voie să faci ceea ce știi și ceea ce îți place, dar în același timp trebuie să ai și documentele puse în ordine. Ceea ce nu știu cât de oportun a fost pentru școala de antrenori, acel lucru de a interzice la conferințele de presă să vorbească. Aici cred că nu m-aș fi legat de o permisivitate a acestor lucruri, ci mai degrabă o regulă clară. Adică tu ești antrenor, în primul rând, pe teren. Da. Apoi, din punct de vedere al comunicării, poți să lași pe oricine din club să vorbească, indiferent dacă are sau nu licența pro. Deci doar la partea de, eu știu, de indicații, de astea, e normal, pentru că atunci te lovești de partea de antrenorat, pe care tu nu ai încă stabilită în acte. Dar la conferințele de presă aș fi lăsat fără probleme. Adică, stai puțin, fă-mă să înțeleg ce ai vrut să spui. Faptul că un antrenor care nu are licență pro, să zicem, dă indicații, nu ți se pare în regulă să dea indicații dacă nu are licența? Firește, chiar dacă are vocație, dacă nu are licența, nu. El poate să o antreneze în timpul săptămânii, nu are nicio problemă, pentru că are vocația asta. Okay. Dar în același timp trebuie respectat și regulamentul. Și atunci aș înțelege această regulă de a nu da indicații. Okay. Pe cealaltă legată de conferință de presă, nu, aș fi lăsat să vină. Da, pentru că practic e un reprezentant al clubului. Tu nu mai reprezinți acolo doar echipa, ci interesele clubului. Și interesele clubului. Și echipa, interesele clubului. Interesant, cum vezi. Uite, empatizez totuși într-un fel cu antrenorii care nu au licențele. În momentele în care te poți pune în locul lor, normal că faci proiecție pe tine și pe ceea ce gândești. Și e normal să ai reacții de genul ăsta. Conferințele de presă, că tot am vorbit de conferințele de presă. Hai să vedem momentul ăsta de ieri. Chiar vreau să... sunt curios. Râs deja. O să vedem dacă mai râdem la finalul lui sau nu. Hai să vedem momentul cu Rădoi și Ivan petrecut la conferința de presă de ieri. A fost o întreagă discuție după meciul cu Germania. Cine trebuia să-l țină pe Thomas Müller la golul Germaniei, golul de 2-1. Ivan e cel care a fost indicat de Rădoi la finalul partidei că ar fi trebuit, era responsabil să-l țină pe Thomas Müller. Ieri discuția a fost reluată la conferința de presă de dinaintea meciului cu Armenia și cum a gestionat-o Rădoi vedem în minutele următoare. Ești convins că Ivan știa pe cine trebuie să țină? Pentru că din imagini pare că nu. Gabriel, poți alge pe Ivan, te rog frumos. Alge pe Ivan. Că faci în cerc. Dacă cerc vrei, faci în cerc. Am răspuns imediat după meci. Da? Ai spus că n-ai văzut. Am spus imediat că Ivan știe ce număr are de marca, da? Cred că sunt foarte clare lucrurile astea. Întrebați-l pe Ivan acum, ca să încerc după aia, că v-am mințit eu și mă duc să îi spun lui Ivan ce număr avea de marca. Întrebați-l pe el. Dacă voi vreți să faceți un caz și să-l decapităm, îl decapităm. Ați făcut-o și cu Markovic, îl decapităm și pe Ivan. Probabil că următorul o să fie și Pușcaș. Mâine nu o să marcheze nici Cheșeru, să-l decapităm și pe el. Și după aceea o să vedem, o să ziceți că echipa națională nu mai are atacanți. O să începem pe ăștia mici pe care încercăm să-i construim, să-i creștem. Voi dați-le în cap să vedem după aia unde iese. Pentru că în fața voastră, indiferent cine va fi, voi aveți un target. De a distruge jucătorii. Faceți-o. Noi încercăm să-i ridicăm. Poate nici noi nu putem să-i ridicăm la nivelul pe care voi l-ați ridicat sau l-aveți de așteptare și atunci o să vedem ce se întâmplă cu acești copii. Că indiferent cine va fi în fața voastră, niciodată nu va fi de ajuns de bun pentru voi. Problema e că noi nu vorbim doar de rezultate. Noi vorbim niște jucători tineri, da? Care au o mentalitate care trebuie să-i facem, să-i punem în situația asta. Nu el este vinovat, nu eu sunt vinovat, nici voi nu sunteți vinovați. E o situație care se poate întâmpla. Cred că cel mai bine întrebați-l pe el să nu zică după aceea, că, sau voi să nu credeți că eu m-am dus după aceea lui Andrei și i-am explicat nu știu ce. Andrei, te rog, nu știu, vor să spun niște întrebări. Nu știu. Vorba de faza asta de la golul de Andrei. Dacă știi pe cine marchez, dacă te-am certat la ședință, dacă... Pare că nu ești convins că tu ești aici. Și de asta întrebam dacă înțeles foarte clar în momentul înaintoare pe părinții care au fost rezervă și ți s-au dat ultimele indicații repede, dacă ai înțeles că trebuia să-l ții pe mine. Și cum te simți după faza asta? Da, am înțeles că a fost vina mea. Eu trebuia să stau cu Müller. Mi s-a transmis după bancă că în momentul ce a intrat eu trebuia să-l marchez. Cei de la Germania au venit cu 7 jucători în careu și era unul liber. Deci, momentul ăsta
Uite, hai să spun cum mi s-a părut. Mie mi s-a părut că l-a scos ca la școală, când vrei să arăți inspectorilor care vin, domne, uite, am un elev bun, dar de fapt îl scos pe unul, vrei să-l ceri pe unul. E un moment de expunere, mi se pare, în public al lui Ivan. Cum ți se pare ție, ca antrenor? O, evident că e un moment de expunere și m-am uitat foarte atent la, la comportamentul și al lui Mirel și al lui Ivan. Prima dată am crezut că e o chestie calculată. M-am gândit că Rădoi are în minte să scoată pe cineva la tablă, așa cum ai spus tu, pentru a da și presei un semnal că el este cu jucătorii, că este împreună cu ei, că tot ceea ce fac acolo are o, ca bază o comuniune naturală, bună, o liniște în cadrul grupului, ceea ce nu e departe de adevăr. Ok, adică însă, domnule, uite cât de strâns suntem noi încât ne permitem să ne spălăm și șosetele în public. Sentimentul ăsta de gașcă care reiese din treaba asta aici are și partea asta de okay. unitatea grupului, dar are și o chestie de expunere negativă din punctul meu de vedere. Adică dacă s-a ajuns la chestia asta crezând eu la început calculată, ulterior mi-am dat seama că nu e calculat, e doar din o reacție. Din reacțiile? A fost doar o reacție a lui Mirel legată de o întrebare și a mai avut chestii de genul ăsta, dar pe care le-a eliminat ulterior. O reacție impulsivă, nu? A fost o reacție impulsivă, după părerea mea. Ulterior cred că și-a dat seama și a încercat cumva să o îmbrace într-o altă formă, dar chestia asta rămâne. N-are, din punctul meu de vedere, o relevanță și foarte mare pentru ceea ce urmează sau pentru ceea ce a fost. A fost pur și simplu un impuls al lui Mirel pe care l-a gestionat de maniera pe care am văzut-o. Până la urmă, Ivan nu mai este un copil. El vorbea de situația, vrem să creștem copii, este plus că el n-are timp să-i crească. Da. Adică nu aici ar fi trebuit dus discursul, dar s-a întâmplat acest lucru. Bine, și sunt câteva Ivan reacții. Ivan e simpatic cum vine. Ivan, vine da, Ivan și eu și cunosc spune, foarte am bine. Înțeles, deci el spune, fii atent, deci nu da, spune am greșit, am înțeles că trebuia să-l țin. Da. Pe cum mai... Ori îl țineai tu, ori trebuia să nu-l ții tu. Da, bine, încoate spun. Ivan nu mai e un copil și va trece fără probleme peste acest incident. Rămâne o mică chestiune, un semn de întrebare asupra gestionării momentelor la Mirea, nu la Andrei Ivan. Eu te întreb dacă la era Marco vorba de Chiricheș, crezi că ar fi făcut chestia asta? Uite, sunt curios. Dacă era vorba de o greșeală a lui Chiricheș, crezi că Rădoi ar fi avut impulsul Gabi, du-te Vlad, și cheamă-l pe Vlad? Vlad a mai greșit și el, într-adevăr, dar n-a fost chemat. Și nu cred că ar fi fost niciodată chemat. Într-o conferință, ceea ce mă duce cu gândul că nu ar fi fost chemat. Da, iarăși, eu, încă o dată spun, e o chestie de impuls. Ți-a venit vreodată să faci chestia asta? Dom'le, hai să, uite, să le arăți ziariștilor că jucătorul respectiv știe foarte bine... Eu n-am văzut niciodată nicăieri asta. Am văzut conferințe de presă ale multor antrenori și n-am văzut niciodată o chestie de genul ăsta. Dom'le, adu-l pe ăla. Da, nici eu nu mi-aduc aminte. De unde l-o fi luat? Îți dai seama, din cameră? De unde l-o fi luat pe Ivan? No, probabil că era înainte de antrenament, okay, în probabil, sala de așteptare probabil. Sau de stretching dinamic, cum se face înainte de antrenament. Dar, în sfârșit, ideea este că... și asta spune ceva și despre Mirel, pentru că se încarcă cu tot felul de lucruri pe care jurnaliștii le scriu sau oamenii din fotbal le spun și lucrurile care nu-i convin, uite, răbufnesc în situații de genul ăsta care nu prea sunt, adică sunt neverosimile, n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Deși el încearcă pe cât posibil să știi, impresia este că încearcă să se controleze, ții minte râșetul ăla pe care nu, îl pune. Dar și chiar și spune că el de fapt nu citește, că nu vede, că nu... Uh-huh. Dar nu-i chiar așa. Apoi, legat de ce a zis despre Marcovici, chiar au fost niște lucruri spuse despre un jucător care bate la porțile performanței. Adică nu așa. Este un produs finit. Și reacțiile acelea ale oamenilor din fotbal au fost pe undeva normale. Că acolo când ajungi la echipa națională, nu mai ești doar copilul Marcovici sau nu, ești un jucător pe care țara asta se bazează, așa trebuie să fie. Despre care publicul consideră că e unul dintre cei mai buni jucători din moment țară. Ce l-ai adus acolo, înseamnă că rezistă și la presiuni, și la reacții de după meci, așa mai departe. Adică în primul rând responsabilitatea ta, spui tu, ca selecționer, că l-ai adus acolo în atenția publică. Bineînțeles, este și responsabilitatea selecționerului, e normal să fie așa. Adică dacă tot ne gândim la selecție, a fost în tripla precedentă, au fost trei atacanți, Alibek, Drăguș și Marcovici, doi jucători tineri sau foarte tineri. Da.
În momentul ce ai adus, înseamnă că ți-i și asumi din punctul ăsta de vedere. Deci ei încă, cel puțin pentru mine, sunt jucători care bat la porțile performanței. N-au încă nici istoric în spate. Bine, la vârsta asta e și greu să ai istoric, dar în același timp încă nu sunt produse finite. Nu sunt jucători care joacă constant meci de meci și despre care se poate spune că presiunea unor declarații sau al unor meciuri importante nu o să-i afecteze. Bun, fii atent ce vreau să-ți mai arăt. Vreau să-ți mai arăt o chestie. Apropo de Rădoi și de impulsurile selecționare, de modul uneori impulsiv. Da, chiar mi-a plăcut, pentru că pe scară evolutivă Rădoi, din momentul septembrie, da, este total schimbat. Dar vreau total să te întreb o chestie. Și ca discurs, da, detașat, mult mai detașat. Mi-aduc aminte de discursul pe care l-a avut după meciul cu Norvegia, 0-4, okay, în Norvegia. Da. Diferență imensă față de ce s-a întâmplat atunci și cum vorbește acum, după meciul cu Germania. La fel, un discurs mai mult decât echilibrat. Și pe scară evolutivă mă refer la schimbarea lui din cauza acelor principii, el spune ofensive, dar foarte riscante pe care le-a folosit. Okay. Și ulterior a devenit acel antrenor versatil care poate să schimbe și sisteme de joc și principii și maniere de joc ale echipei naționale. Strategia pe care a avut-o la meciul cu Germania a fost strategia corectă, cea mai bună. Altfel am fi asistat la un 0-6, 0-4, cum a făcut Germania cu Armenia sau Islanda. Vreau să te mai întreb o chestie. Crezi că episodul ăsta cu Ivan se va mai repeta în cariera lui Rădoi? Sau nu, va face parte, nu, face și el parte din procesul evolutiv despre care vorbești? Adică e o experiență pe care a comis-o, a săvârșit-o? Da, federația și-a asumat un antrenor care nu are experiență și n-avea de unde să o aibă. Okay. O experiență foarte vastă ca jucător, dar ca antrenor nu. Un potențial foarte bun antrenor, ceea ce a demonstrat în multe situații. Și sunt convins că, la fel cum vorbeam de scara asta evolutivă, Mirel nu va mai avea asemenea reacții. Poate va avea altele, dar nu de asemenea manieră. Sunt convins că multă lume i-a spus, poate a revăzut și el aceste imagini, deși normal n-ar trebui să se gândească prea mult la lucrul ăsta, care meci diseară extrem de important. Vreau să-ți mai arăt o chestie pe care o face Rădoi și pe care am sesizat că o face Rădoi înaintea meciurilor. Intră în foarte multe detalii tactice despre modul în care vrea să joace în meciul de a doua zi sau din seara respectivă. Dar de obicei a doua zi, că e conferința, de obicei cu o zi înainte. Hai să-ți arăt, vreau să vedem împreună niște pasaje din conferința de presă de ieri și apoi ne întoarcem. Din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere al staffului, cred că mâine seară Armenia se gândește și la un rezultat de egalitate, va încerca să ne pună în dificultate, așa cum a făcut-o și în partida turcă, așa cum a făcut-o și cu celelalte echipe, un joc de așteptare, după aceea speculează foarte bine spațiile rămase libere cu jucătorii în față foarte, foarte rapizi. Va diferi din punctul meu de vedere puțin jocul, pentru că toate acțiunile ofensive acum vor fi coordonate de Mkhitaryan. Din punctul meu de vedere, mâine seară, cred că nu o să-l vedem mijloca stânga, de obicei s-ar putea să-l vedem în spatele vârfului, unde, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte periculos. Va trebui să-l anihilăm foarte bine, să aibă cât mai puține spații și timp de gândire. Va trebui să atacăm cu toate resursele, cu toți jucătorii pe care îi avem la dispoziție, pentru că, din punctul nostru de vedere, trebuie să câștigăm. O omul sunt speciale pentru Italia? Nu neapărat speciale, dar le putem, nu știu, putem avea în grijă. Cine va fi în zona lui va trebui să-i dea foarte puțin spațiu. Va trebui, dacă joacă în zonă centrală, să-i blocăm acele spații, să poată să ducă în zonele laterale, ceea ce am încercat să facem cu Royce la partida cu Germania. Adică dacă va fi să ne creeze o superioritate, să nu ne creeze în zona centrală, să ne creeze în zona laterală. Singurul lucru, nu neapărat teamă, care ar putea să ne creeze dificultate dacă l-am lăsat pe Mkhitaryan în zonă centrală să activeze foarte ușor când are mingea la picior pe piciorul drept, pentru că are un pas filtrant, așa cum au văzut și băieții și o să vadă din nou în seara asta și mâine dimineață, un pas filtrant foarte, foarte bun. Foarte precis și ca tărie și ca direcție, pe direcția de alergare a atacantului, unde au, indiferent cine va fi în față, va fi un jucător de viteză, pentru că asta este calitatea atacanților. Că vorbim de Adamian, de Barseghian, de Bayramian, de Carpetian, de oricare alt jucător care poate apărea în zonele alea, toți sunt jucători de viteză. Hai să-ți mai spun o chestie. Părerea mea și după aia tu ești specialist, eu doar sunt un om care se uită la conferințe de presă de atâta timp. Eu n-am văzut antrenori să intre în detalii atât de multe. Adică, înainte de meci, spui despre poți să spui despre adversarii tăi că joacă cumva, dar spui două, trei cuvinte, adică nu intri. Că tu îți propui să joci cumva, dar nu intri niciodată în detalii.
că sunt antrenori care își închid pur și simplu antrenamentele și toți își închid antrenamentele pentru a nu da nici măcar un mic avantaj adversarului, să nu știe nici cum te pregătești, nici cum te așezi, nici cum vrei să bați cornele, nici cum vrei să faci absolut nimic. E, Rădoi vine și am văzut chestia asta înainte de fiecare meci și intră într-o expunere tactică detaliată din punct, mult prea detaliată din punctul meu de vedere. Ok, e bine pentru, nu știu dacă publicul apreciază foarte tot, ziariștii probabil că apreciază. Sunt două lucruri aici. Zim, sunt curios care, cum vezi lucrurile. Care stau în spatele declarațiilor lui Mirel. Una legată de deschiderea lui față de ceea ce face și față de presă în general, okay, are această deschidere. Da. Și e bine să o aibă. Și e de apreciat. Și e de apreciat. Și doi, tendința oricărui antrenor care nu poate să vorbească meci cu meci în, în fiecare săptămână. El vorbește odată la, okay, are 10 meciuri dintr-o, okay, calificare. Și atunci are această tendință de a explica, pentru că el știe și pentru că are habar de ce urmează să facă adversarul. Ai văzut că sunt și chestiuni pe care le anticipează, unde trebuie să joace în italian. Și nu numai asta, adică și la meciul, înainte de meciul cu Germania a făcut, a avut reacții tactice legate de... Înainte de orice meci face chestia asta. Deci sunt două lucruri, ți-am spus, care stau la baza acestor declarații. Dar nu-i poți da un indiciu adversarului povestind prea multe la conferința de presă? În același timp... Sau e o capcană? Eu nu știu, încerc mai... Și ce se întâmplă, Ștucan, cu toate aceste... toate aceste platforme, toate aceste... Noi putem vedea orice meci la orice oră care a fost televizat. Nu prea mai sunt, pentru că în timpul ăsta din septembrie până în octombrie ai timp să vezi în detaliu tot ce au făcut jucătorii adversi și la echipelor de club. Și la, vezi maniera de lucru a antrenorului, vezi sistemul tactic, vezi ce schimbări ar putea să fie. Deja știi, cam știi tot. Și dacă vine Mirel Rădoi și expune câteva situații, nu sunt foarte multe, nu sunt departe de ceea ce urmează să se întâmple. E adevărat că în ultima perioadă Mirel a mai schimbat și sisteme de joc și jucători. Nici jucătorii autohtoni, ai noștri, nu știu care joacă decât poate în ziua meciului. Și asta pentru echipa națională un lucru foarte bun, pentru că îi ține pe toți în priză. Dar ăsta e o tendință a lui Mirel de a face acest lucru pentru a arăta lumii că știe, că poate să conducă echipa și în același timp are și deschidere pentru public, pentru presă. Cred că astea sunt cele două criterii din spatele declarațiilor. La asta mă gândeam că poate, e clar că și celelalți selecționeri oamenii de presă sau oamenii care spionează. Sunt convins că fiecare echipă. Eu nu sunt antrenorul Armeniei, dar sunt convins că Mirel va juca 4-3-3. Uite, de exemplu, înainte de meciurile naționale, când era în staful naționalei, vă preocupa ce declară un antrenor la conferința de presă? Adversar. Adică vă interesați? Bă, ce a spus ăsta ieri la conferință? Bineînțeles, da. Vă interesa? Da. De ce vă interesa? Era important să citim ce gândește în momentul ăla. Dacă o spune într-un mod real, dacă o spune doar pentru a disimula o acțiune a sa. Dar când citești, totuși, practic, dat în plic așa cum se gândesc adversarii să-ți anihileze omul principal... Da, e ca un mic joc de poker, dacă vrei. Deci trebuie să vezi printre rânduri anumite situații sau măcar să-ți fie confirmări pentru ceea ce deja gândeai. Ok. Dar în același timp nu. E o mică parte din asamblarea unei organizări asupra unui meci, planul unui meci. Da, știu, dar mă gândesc că dacă ar fi atât de relevant și de important să faci lucrul ăsta, ar face-o toți antrenorii mari, nu? La conferințele de presă. Să povestească în detaliu. Fac asta, vreau asta. Eu n-am mai văzut, asta vreau să spun, că n-am mai văzut un antrenor să fie atât de deschis. Poate Mirel vrea să-și impună un stil și prin acest lucru. Adică fac ce n-a mai făcut nimeni. Okay. E posibil și adică vă arăt cum joc și vă și bat după aia. Da, bine, asta e o consecință a jocului. Vedem dacă se reușește sau nu. Ok. Dar... Ai încredere, Disner? Hai să vedem. Da, am încredere. Pe ce te bazezi când ai încredere? Mă bazez în primul rând pe ceea ce arată în momentul de față echipa națională. Venim după 4 meciuri în care s-au făcut 7 puncte, 3 meciuri fără gol primit, un meci pierdut onorabil, aș zice, contra Germaniei și dacă mă întreb dacă puteam face mai mult, spun că da. Da. Contrar așteptărilor, că până la urmă ceea ce s-a dovedit sau ceea ce se spunea că ar putea fi un dezastru iminent, a fost o partidă închisă, bine pregătită de selecționer și dacă puteam face mai mult, da, legat de momentul schimbărilor, pentru că Mirel, din păcate, și-a anulat planul B, acela de a încerca să, la 1-2, să facă ceva, măcar să obțină un egal.
Uh-huh. Anulându-și acest plan printr-o schimbare târzie, a rămas și la 1-2 în același sistem, în 5-4-1, cu schimbări mai degrabă gândite dinainte, cu ieșirile lui Ianis Hagi în minutul 60 și Mihăilă. Pentru dozarea minutelor, pentru dozarea minutelor, da, înaintea meciului cu Armenia. Da, exact. Nu știu dacă la Mihail a fost chestia asta, dar la Ianis Hagi 100%. Uh-huh. Da. Deci sunt... Adică ai sesizat o mică rigiditate. Aici a fost o chestiune... Nu știu dacă s-ar fi putut recupera golul 2, deși au mai fost situații pentru noi de a egala, dar destul de puține. Oricum, rămânem cu impresia că am pierdut onorabil și că... mai puteam face poate... Am jucat poate, ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna. Ca întotdeauna, da. Nu, ideea este că nu a afectat moralul jucătorilor în vederea acestui meci din seara asta. Uh-huh. Adică dacă din 4 situații, 3 din acest meci ne erau favorabile, cu a treia situație nefavorabilă am plecat din Germania. Deci n-am plecat cu un 6-0. Știu că ți-am auzit teoria, au fost patru situații, una era negativă, una era cea mai urâtă, înfrângere la scor. Restul erau pentru moralul echipei și ce se întâmplă în jurul echipei naționale și cum privește presa și oamenii din fotbal, cum privesc acest lucru, era ok să fie și așa. Deci am încredere pentru că în primul rând așa e și o situație de început. La fiecare meci e important să ai un pic de optimism. Ce se va întâmpla însă ulterior rămâne de văzut. Optimismul meu e bazat însă și pe faptul că jucătorii de acum, în momentul ăsta, par mai încrezători, mai curajoși și mai optimiști în exprimarea lor din teren. De unde, adică nu văd crispare, vine? De unde vine încrederea asta? Prima, din rezultatele din ultima prima dată, vreme? Nu, hai să ne luăm cu începutul. Prima dată... cred că jucătorii echipei naționale, după mandatele lui Napuiu și Cristof, aveau nevoie cumva de o larghețe, de o situație în care să spunem suntem România și vrem să facem mai mult, putem să-i și atacăm. Așa. Chiar dacă strategiile de până atunci erau cele normale, că nu te puteai, dar ei nu aveau alternativa, nu vedeau chestia asta, până cineva, cum a fost la început Contra și apoi și Mirel, să le dea, noi suntem, putem să-i atacăm, mergem peste ei, deși s-a văzut că rezultatele au fost fel. Dar pentru mentalul jucătorilor lucrul ăsta a funcționat bine, zic eu. Deci au participat la o fază, la o etapă a construirii lor la echipa națională, importantă. Bun, după care au revenit la situațiile de dinainte, de precauție, de organizare tactică mai atentă din punct de vedere defensiv și... Deși au reîmbrățișat ceea ce se întâmplă înainte, nu mai au în minte întrebarea, noi putem fi și altfel? Și atunci, cred că din punctul de vedere au devenit complet mentali. Trece prin chestia asta? Mulți trec rațional, așa. Majoritatea trec rațional, pentru că lucrez cu crema la echipa națională, iar ceilalți vin cu grupul, adică și instinctual se poate întâmpla acest lucru. La funcție de privirea lor, ai văzut că mai sunt și genul ăsta de situații. Da, bun. Ideea este că echipa națională a trecut prin aceste transformări care pe undeva erau necesare, dar s-a ajuns din nou la o situație de strategie corectă pentru fiecare meci și acum eu îi văd destul de împliniți din punctul ăsta de vedere. Sunt definiți și ca, din punct de vedere mental, ca jucători importanți pentru România. Bun, hai să vedem echipa probabil, apropo de deschiderea lui Rădoi, ai văzut că i-a scăpat și numele lui Cheșeru. Crezi că i-a scăpat sau dacă mâine Cheșeru nu va marca, înseamnă că joacă. Pe Cheșeru. Da, corect. Nu, Cheșeru nu poate fi distrus din punctul ăsta de vedere. Poate fi ușor influențat, dar distrus nu. În niciun caz. Asta e echipa probabilă pentru meciul din seara asta, cu Niță în poartă, Rațiu, Chiricheș, Rus, Bancu, apoi Stanciu, Nedelcu, Cicâldău, Hagi, Cheșeru și Maxim. Un singur semn de întrebare am la Maxim cu Mitriță. Atât. Crezi că va juca Mitriță? Nu știu. Am un singur semn de întrebare. Eu cred că ar fi... Mitriță ar fi fost... Sau ar fi mai... Nu știu, mai... Nu-mi dau seama acum. E doar o bănuială, un feeling. De foarte multe ori ajungi la echipa națională între doi jucători să nu știi pe cine să alegi. Așa. Adică sunt atât de bine apropiați. Pregătiți sau... Uh-huh. Atât de
slab pregătiți încât trebuie să alergi ori pe cel mai bun, ori din două rele pe cel mai puțin rău. Ai o dilemă de asta pe care, la care ai asistat înainte de un meci al Naționale? Au fost multe dileme de genul ăsta. Dar e vreo una terminată cu un... De conservator. Dă-mi din experiența ta de antrenor, dă-mi un caz. Păi de ce? De a trecut, nu? A fost, s-a dus, s-a terminat. Nu știu, nu pot să-mi aduc aminte în momentul ăsta. Doi jucători între care concret. Ai stat și te-ai gândit și ți-ai stors o noapte, băi, pe cine? Nu, folosesc? Nici chiar așa, exagerăm acum. Nu stau toată noaptea să mă gândesc la același lucru. Okay. Nu, dar au fost situații în care, pentru că noi suntem, ca antrenori tributari, deciziilor pe care le luăm. Adică una e să pregătești și să gândești. De asta spun că uneori poate stai o noapte să te gândești ce fac. Că depinde de cariera ta. Pot să-ți confirm că sunt momente de genul ăsta în care e foarte greu să alegi, dar până la urmă iei taurul de coarne, alegi și vezi ce se întâmplă. De obicei cam alegi bine, adică nu... Doar poate cine știe, antrenorii care schimbă minutul 30 sau atunci... Așa. Evident că vrei să dai și un semnal echipei, okay. Dar în același schimbă timp... Schimbă minutul 30 că vor ei. Da, dar în același timp e o problemă și pentru tine ca antrenor. Înseamnă că și tu ai greșit în momentul în care schimbi minutul 30, când ai alcătuit echipa, nu? Da, deci sunt momente de genul ăsta. Singurul semn de întrebare este la alegerea între Maxim și Mitriță. Ce diferență între ei? Adică ce poate unul mai bine, ce poate unul mai puțin bine? Mitriță are un timing mai bun față de Alex. Alex e timing în pasă, în dribbling, poate în dribbling, dar în pasă are un timing mai bun și e mult mai incisiv pe zona... pe centrarea asta către poartă, acțiunii către poartă. Okay. Alex are în arsenalul lui mișcările astea insinuante, foarte ușor se descurcă în spații scurte, dar încă mai are situații și ușor demonstrative, care îl mai dau un pic înapoi. Dar în același timp, poate și el, în schimb, și amândoi sunt marcatori, deci pot marca. Amândoi pot da pasă decisivă, mai mult Mitriță, dar asta nu înseamnă că Alex Maxim nu poate să dea și el, deci diferența este mică. Iarăși spun eu chestii doar de hinge, de feeling, în momentul în care îl simți mai bine pe unul sau pe celălalt. Cășerul joacă. Depinde foarte mult în situațiile astea cum se prezintă ei la antrenament, pentru că dacă tu ai în minte să-l joci cu Mitriță și Maxim face două antrenamente în care ies aproape toate lucrurile, okay. S-ar putea să schimbi, s-ar putea să intri cu Max și îl lași pe Mitriță. Dar din experiența ta, că mă întorc la experiența ta, nu o să-ți cer nume. Se întâmplă să alegi între doi jucători, să-l alegi pe ăla care la antrenamente face totul aproape perfect și în meci să nu fie... Nu se întâmplă asta, pentru că pe cel pe care vreau să-l introduc, așa. Cumva îl pregătesc, îi dau niște teme. Și dacă reacțiile lui nu sunt bune... Așa. Sub presiune sau sub distanțe scurte, atunci mă gândesc la celălalt. Ok. Deci, practic, ce alegi am în minte ceva. Pe baza antrenamentului, de obicei și iese, adică da, e okay. Dar s-a întâmplat să văd că nu rezistă bine la o anumită presiune sau la faptul, îi spun că vezi că ești titular mâine. Da. Și dacă văd reacții ne la locul lor, adică e timorat, e crispat, okay. Atunci... mă duc la el și spun, încă nu ești pregătit. Dar asta în cazul în care îi spui cu o zi înainte. Da. Dacă adică l-ai anunțat în ziua meciului, scap de chestia dacă asta. Dacă l-ai anunțat în ziua meciului, adică nu mai e dilema asta. Nu mai este nicio dilemă, nu. Dar nici, în sfârșit. Rus versus Nedelcearu, cum ți se pare chestia? Rus a jucat, mi se pare că a jucat foarte bine în Germania. Legat de meciul cu Germania, pot să spun că au fost, trebuie să vorbim și despre confirmări și despre validări. Așa, zi. Și când spun confirmări, mă gândesc în primul rând la Ax, la Niță, la Vlad Chiricheș, la Stanciu. Și mă gândesc la validări, pentru că lumea era împărțită legată de anumiți jucători. Așa. Și când spun validare, mă refer în primul rând la Rus, la Rațiu și la Ianis Hagi. Băieții ăștia au jucat un meci, deși am pierdut, au făcut un meci fantastic. Okay. Mult peste medie. Ceea ce mă duce cu gândul că în afară de motivația pe care le-a dat-o stafful echipei naționale, au avut și ei filonul lor interior. Adică și în momentul nostru ăsta. Exact. Au scos ce era mai bun din ei la acest joc. Nu putem spune în momentul de față că Rus este un jucător câștigat. Este doar un meci. Okay. Dar dacă el va continua în următoarele 3 meciuri cât mai sunt în această campanie, să își mențină standardul ridicat pe care l-a avut contra Germaniei, atunci putem spune că Rus este un,
următorul fundaș central de neclintit de la echipa națională. Rațiu este un tip care găsește foarte ușor soluțiile de joc. Din punct de vedere ofensiv, este unul dintre cei mai buni fundași dreapta, mult de față din români. Deci n-am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Are, are și o liniște a lui de plasament, o inteligență tactică, iarăși extraordinară. Nu cred că l-a învățat nimeni că poziția de 1 contra 1 trebuie să fie joasă, trebuie să-l închizi pe adversar. Sau dacă l-a învățat, el a pus în plus ceva cu care s-a născut. Deci are un echilibru foarte bun în el. Nu o să-l vezi niciodată că atacă decisiv decât în momentul în care e 100% convins că ia mingea. Ceea ce mă duce cu gândul că este un jucător foarte inteligent tactic. Deci, după părerea mea, este o găselniță, pentru că nu l-a văzut nimeni până acum, extraordinară pentru Naționala României de acum. Iar Iannis a trecut și trece în continuare prin niște transformări interioare incredibile. Deci acest jucător are o luptă continuă cu el însuși, cu așteptările pe care le au alții de la el, cu așteptările pe care le are el de la el. Dar în același timp este și lupta asta este un motor care îl poartă către înainte. Dar vreau să te întreb o chestie. Lupta asta la un moment dat face bine înainte, până la un înainte moment... l-obosea. Asta vreau să te întreb. Aveam impresia în multe situații când îl vedeam jucând că deja intră obosit în teren. Pentru că dar acum plecând din țară și văzând având alternative de mentalități, de oameni, de societate. Deci lupta asta a devenit un filtru. Și adică e o luptă filtrată, spui. Da, e o luptă filtrată. Deci trece toată furtuna aia internă. Exact. Domnule, trebuie să dovedesc, trebuie să fiu, trebuie să... Exact. Și acum a rămas esența ceea ce a trăit el până acum. Ok. Deci mi se pare un cel puțin la jocul ăsta, fantastic a fost. Și sper să aibă în continuare evoluțiile de aceeași manieră. Vreau să ne mai uităm un pic la echipă, dacă mai avem o dată... Ce facem cu postul de fundaș stânga? Aici e o căutare pentru tot fotbalul român. Dacă am putea combina partea defensivă a lui Toșca cu apetitul ofensiv al lui Bancu, ar fi ieșit un fundaș stânga extraordinar. Bine, acum o să râde Răzvan Raț, dar o să-i spun că din combinația celor doi ar ieși Raț. Raț ar ieși? Da. Era așa de subtil ca Bancu în atac? Nu, avea. Bine, acum... Se supără Raț. Da, nu. Cum adică mă n-aveam? Ideea este că și Toșca la meciul ăsta, maniera, strategia a fost aceea de a fi în majoritatea timpului defensiv. Dar dacă ne aducem bine aminte, în repriza a doua a avut centrarea către, sau lansarea către Pușcaș, acea preluare către înainte și șutul acela din volei pe lângă poarta lui George Pușcaș. Deci Toșca a arătat că poate să fie capabil și de aceste situații, dar ofensive, dar se pare că totuși e un jucător care poate să joace foarte bine în 5 la nivelul ăsta. În 4 e mai greu. Bancu, într-adevăr, are un apetit ofensiv. Bancu încât poate și să joace. Poate să joace și el în 5, fără probleme. Mi se pare mai potrivit în 5, dar în același timp, la un meci cu Armenia, unde trebuie să ataci, cred că e mai potrivit Bancu decât Alin Toș. O chestie vreau să te mai întreb, apropo de meciul cu Germania, vreau să întreb despre atitudinea lui Pușcaș. E un tip care a luat galben în meciul ăsta... Gratuit, să zicem, da. Da, adică și gest copilă... Și el este copilă... într-un proces... Da, exact, ai zis bine, copilăros gestul. Dar încă mai are asemenea gesturi. Și e o linie foarte fină care se poate întrepătrunde între personalitate puternică, cum crede că și-o dezvoltă, și o ușoară infatuare pe care ar putea o arăta în anumite situații. Adică există riscul ca el să creadă, bă, sunt cam singurul atacant în momentul ăsta din România, vreme... sau sunt atacantul de viitor al naționalei, pot să fac ce vreau. Atâta vreme cât imaginea ta despre tine este în concordanță cu imaginea ta pe care o văd alții la tine, atunci lucrurile sunt în echilibru și e ok. Okay. Dar tu când vezi, doar tu vezi că imaginea ta despre tine e una foarte bună, iar alții nu confirmă acest lucru, atunci s-ar putea să ai o problemă. George Pușcaș în începuturile sale, și am fost după el inclusiv la Benevento, îl văd, mi-a dat impresia unui tip și inteligent și foarte deschis. Personalitate foarte bună la început. Ulterior, în mandatul lui Cosmin Contra, a avut anumite situații care a depășit ușor limita grupului. Ceea ce nu, într-o manieră de genul ăsta, nu prea ai voie să o faci.
Da, totuși și la echipa națională. Adică te însingurezi, adică, în comportament. Exact. Și tendința asta de izolare, mai ales într-o echipă unde te vezi de 10 ori pe 2 ani, nu e bună. Dar el încă se construiește. Nu-l văd produs finit. Are toate calitățile pentru a face acest lucru, să fie atacantul naționalei de care noi avem atâta nevoie de atâta timp. Dar uite, se exclude cumva singur de la niște meciuri importante prin cartonașele astea. A fost cazul în Armenia, cazul acum. Sunt lecții. Sunt lecții de viață. Mi s-a întâmplat cu un jucător important sau un jucător cu experiență lucrul ăsta. Așa. Și la prima ședință după joc i-am zis, măi, în primul rând lumea nu râde, mă, de tine, râde de mine. Păi de ce, mister? Păi cum de ce? Pentru că toată lumea crede că eu nu am fost în stare să-ți spun ție să ai grijă. Să ai grijă. Adică, ok, râde și de tine lumea, că ai făcut un gest prostesc. Da. Dar râde și de mine. Am făcut niște ochi așa mari. Evident că nu se întâmpla lucrul ăsta, dar era important să-l scutur în fața grupului, măcar... În fața grupului. Bineînțeles. Aha. Atâta vreme cât... Nu s-a întors împotriva ta chestia asta? Sunt foarte multe situații de genul ăsta în care multă lume zice, dom'le, nu e bine. De ce nu e bine? Atâta vreme cât tu ești autentic în fața grupului, grupul te vede așa în continuare. Dacă încerci să faci o chestiune pe lângă, grupul te simte imediat. Nu? Deci autenticitatea trebuie să facă parte din arsenalul oricărui antrenor. E adevărat, însă evident un antrenor poate să intre, să taie și să spun zuri autentic în vestiar. Nu. Aici vorbim doar de autenticitate, toate nu de... Da, ok, da. Nu vorbim și de manieră. Adică s-au întâmplat de multe ori lucruri prin care am luat individual jucătorul să vorbesc cu el. Așa era normal. Da. Așa cerea situația de atunci. Okay. Dar în general, înainte de... Și când trebuie să dai un semnal grupului, fă în fața lui, nu în fața unui singur jucător. Adică spunându-i lui că da, adică te expune pe tine, acela, le spui tuturor că... Bineînțeles, gestul acela stupid nu depășea limita unui stimul prag. Adică nu era o chestiune în care mi l-aș fi întors împotriva mea. Aha, am înțeles. Și în același timp era și o situație clară în care, pe o chestie de glumă, și jucătorul înțelegea, și grupul înțelegea, punându-mă pe mine în față, că de mine râde lumea, nu de el, era o chestiune că, băi, trebuie să înțelegem, că într-adevăr, uite, putem pierde toți. Vreau să te mai întreb încă o chestie legată de meciul de diseară și poate mai vedem o dată echipa. Okay. Pentru că e un post pe care îl cunoști. Ai jucat cumva în zona asta centrală, zona de la mijlocul terenului în centru. Nedelcu, în scurt timp, uite-l că se transformă dintr-un om care părea pierdut așa. Da, pare lent, dar nu e lent. Nu, ideea este eu cred că Nedelcu la un moment dat era ieșit din era orice ieșit calcule total, pentru orice. Da. Și dintr-o dată apare și devine un om important. Adică meciul cu Islanda pare că a dispărut și din cauza accidentărilor, din cauza faptului că nu juca la FCSB așa cum își dorea toată lumea. Și odată cu Fortuna Düsseldorf au revenit evoluțiile bune și echipa națională are nevoie de un jucător care să aibă în arsenalul său și arma aceasta a recuperării. Pentru că până acum nu prea a mai fost convocat vreun jucător de asemenea manieră. Bine, da. Mai era poate Bordeanu de la CFR Cluj. Într-o anumită perioadă putea fi folosit eventual Mateiu, dar încă nu erau jucători care să depășească un nivel. Vedem acum Bordeanu. E posibil să, odată cu meciurile din Europa, să poate să fie chemat. Nu știu. Da, Nedelcu probabil că va rămâne aici. Dacă joacă bine în seară, s-ar putea să devină chiar om important pentru Național. Da, este și a demonstrat acest lucru. În meciul din Islanda a jucat impecabil. A și recuperat, a și pasat când a trebuit, a citit bine jocul la nivel de mijlocaș. El a avut tot timpul chestia asta în el, numai că situațiile de moment l-au oprit să-și arate pe teren. Hai să vorbim un pic, să sărim de la meciul de diseară cu Armenia, să vorbim un pic despre meciul de aseară, finala Ligii Națiunilor Campionilor. O competiție care a început ca o glumă, așa părea o glumă, dar uite că a devenit destul de generatoare de emoție. S-au bucurat jucătorii francezi aseară după victorie. A fost 2-1 pentru Franța în fața Spaniei, cu golul 2 marcat de Franța după o fază pe care spaniolii au acuzat-o vehement la finalul partidei. E faza asta cu pasa pentru Mbappé în spatele fundașilor spanioli. Întrebarea este acum, mă rog, faza continuă, Mbappé scapă singur cu portarul, înscrie, arbitrii verifică faza un pic,
poate prea puțin a apărut pe transmisie, n-au fost trase niciun fel de linii, VAR n-a tras nicio linie, verificarea a fost făcută, golul a fost validat. În Spania sunt discuții foarte mari în momentul ăsta de ce a fost validat golul. Discuția este acum însă că Garcia atinge mingea. Fundașul spaniol atinge mingea, încercând să o joace aici. Fundașul spaniol de lângă Mbappé atinge mingea și o să vedem și reluarea din spatele porții. Deviază un pic, dar doar un pic mingea. Moment în care, conform regulamentului, nu mai e nou, că e din 2016. Interpretarea asta a apărut în 2016. Dacă joci în mod deliberat mingea, tu ca fundaș, o atingi, dar vrând să o joci în mod intenționat, îl scoți din offside pe atacant, chiar dacă atacantul e în ceafa ta, într-o poziție teoretică, în afară de joc. Da, poziția inițială a fost clar, evidentă, de offside. Poziția inițială este evidentă, da. Dar aseară, discuția pe transmisie, te uitai și nu... Adică, în continuare, e o regulă care rămâne undeva nu foarte cunoscută, o regulă foarte interpretabilă. Uite, de exemplu, mi se pare absurdă regula. Și mie mi se pare absurdă, pentru că dacă din poziția inițială atacantul se află în offside, da, orice se întâmplă ulterior, se creează un avantaj cu o bază negativă. Adică dacă, așa, adică dacă tu ești în offside, da, evident că nu mai poți să... Adică ți-ai creat clar un avantaj. Da. Dacă Mbappé este cu un metru înapoi a fundașului, atunci e clar că poate nu mai ajunge la minge. Sau adică ajunge regula asta, uite, eu cum o văd, mie mi se pare că regula asta transformă fundașul ar trebui să-l transforme într-un VAR pe două picioare. Adică tu ca fundaș ar trebui să știi la milimetru ce e în spatele tău. Bineînțeles. Dar tu ești pus sub o mare presiune de atacantul aflat în offside în spatele tău. Și tu poți să greșești din cauza presiunii astea. Da, sunt și eu de acord cu treaba asta, dar nu, este un regulament, da, pe care alții oameni mai aplecați decât noi către latura, da, asta de arbitraj și, uite, l-au făcut. Da. Nu este, după părerea mea, în spiritul jocului, pentru că cu o infracțiune tu câștigi Liga Campionilor. Dar e în spiritul jocului ofensiv, cred că. 100% este într-un spirit al jocului ofensiv, pentru că anulezi niște poziții de offside. Uh-huh. Despre asta discutăm. Da. Uite, o fază petrecută acum 3 ani în Premier League, o să-ți arăt imediat capturile de pe fază. Pentru că aseară fundașul spaniol cumva atinge mingea destul de clar de vindo un pic, dar uite, e o fază aici, cumva cam același gen de fază, uite, Harry Kane în poziție de offside în momentul ăsta, între fundașul dreapta, care cred că e Trent Alexander-Arnold, și Lovren, mingea pleacă perpendicular. Și atinsă de? Și atinsă de Lovren. Involuntar sau voluntar? Nu, face un luf Lovren, dar atinge mingea un pic, îl atinge pe Jambier, un pic, uite. Deci Lovren încearcă să degajeze, însă luftează mingea, doar un pic îl atinge mingea, faza continuă, e penalti, mă rog, e ratat penaltiul, dar faza continuă e lăsată mai departe, adică Kane este scos din offside de această atingere milimetrică a lui Lovren. Mi se pare penibil, adică... Este pentru jocul, a lăsat mai mult, mai multă libertate pentru a se înscrie goluri, e clar. Da. În sensul ăsta a fost făcut. Dar tu ca fundaș devii cumva o victimă, trebuie să știi sigur că lovești mingea altfel. În general fundașul când opțiune. Se dă gol este o victimă. Știu, dar tu n-ai opțiune, adică tu nu poți să lași mingea să treacă fără să o ataci, pentru că n-ai de unde să știi dacă atacantul chiar e în offside sau nu e în offside în spatele tău. Se presupune că scanezi, bine, ca mijlocașii, că în general mijlocașii Gerard se uita când juca sau Lampard în 20 de secunde de 16 ori. Da. Rotea capul să-și ia informații. E adevărat, dar oricât ai roti capul de 16 ori, tot nu vezi linie. Există acea nu? Fracțiune de secunde pe care o pierzi din vedere și se întâmplă. Hai să te întreb un pic și despre distribuirea de forțe din Liga 1 în momentul ăsta. Cum ți se pare lupta în Liga 1? La titlu, în primul rând, vreau să te întreb. Păi, lupta e continuă, evident să fie așa. Nu este nicio echipă în momentul de față atât de puternică încât să spunem gata, e numărul 1, numărul 2, numărul 3. Deci încă se mai joacă, avem această înjumătățire a punctelor care ajută orice echipă de pe locul, nu 1, doar 2, 3, 4. Da. Și da, e ca joc, CFR-ul în campionat într-adevăr a avut evoluții consistente. Foarte consistent. Ideea e că și Craiova pare a începe să adune niște evoluții consistente. Da, și cu un sistem de joc schimbat, foarte ofensiv, pentru că are în componență jucători care cer stilul ăsta. Laurențiu Regencamp are o înțelepciune dobândită față de primele sale mandate în România,
peste medie, din ce am văzut și apropo de discursuri și de detașare, este, stă foarte bine la capitolul ăsta. La comunicare, spui tu. Și la comunicare, da. Edi a început greoi mandatul său la FCSB, dar cu victorii, ceea ce este extrem de important, pentru că atunci când te duci sau preiei echipă, de maniera asta, de primul rând ai nevoie de rezultate, nu neapărat de joc. Pentru că jocul nu ți-l faci din prima. De la prima, primul meci, al doilea, asta se construiește, mai ales dacă până atunci poate a fost un tărâm virgin din punctul ăsta de vedere. Dar ce pot să zic este că echipele se vin din spate, se reconstruiesc și Craiova și FCSB-ul și cam astea vor fi la... Dar CFR trebuie să reinventeze totuși. Da, sau să mențină. Nu neapărat să reinventeze, sau să mențină, pentru că ce au în momentul de față e o consistență cu niște jucători, cu experiență pe care cred că te poți baza anul ăsta. Anul, nu știu dacă asta mai... De trei ani am auzit chestia asta. Da, de trei ani, dar uite că funcționează. Uite că funcționează și cred că va funcționa și anul ăsta. Nu cred că vor avea sincope ca joc. Deci, maniera asta va fi. Nu știu dacă vor câștiga campionatul. Dar ca și consistență, vor avea consistență în joc. Nu mă gândesc la altceva. Surpriza negativă a fost Sepsi pentru mine. Mă gândeam că sunt pregătiți pentru următorul pas, pentru că au avut, au parcurs niște etape normale în construirea unui club care este stabil, care are stabilitatea asta financiară peste medie. Okay. N-a zice extraordinară, dar peste medie. Plus oameni care în conducere, care sunt și conservatori în ceea ce privește această stabilitate, dar au dat dovadă și de adaptări la situații, ceea ce adaptarea este apanajul unor oameni inteligenți. Deci mă așteptam să meargă mai... Da, au pierdut niște jucători. Leo n-a reușit să meargă pe stilul, cu stilul ăsta mai mult decât a făcut-o și probabil că de asta s-a și ajuns la despărțire. Dar mă așteptam să meargă mai departe, să meargă în sus, da, adică să bate la locurile 3-4, dacă nu chiar mai... Fostul tău club, Dinamo? Dinamo, atât cu venirea lui Mircea Lenic, cu siguranță că vor fi mai organizați, asta e clar. Asta e clar. A mai fost Rednic și a avut un mandat groaznic. Nu, dar ce, eu vorbesc acum în comparație cu ce a fost înainte de venirea sa. Și cu siguranță organizați vor fi. Rednic are un cuvânt de spus greu la Dinamo, pentru că el, chiar dacă a mai avut poate sincope la alte cluburi, la Dinamo a performat. Da, chiar și când a trebuit să plece, nu a plecat din cauza, eu știu, problemelor de joc, ci mai degrabă din cauza altor probleme. Dar cred că ei vor fi mai organizați odată cu aducerea acelui fundaș portughez, pentru că au nevoie neapărat acolo de doi fundași centrali, nu de unul. Posibil să câștige un pic și la partea asta, de partea defensivă, de experiență. În mod normal, Dinamo de acum și cu antrenorul de acum n-ar trebui să aibă probleme cu retrogradarea. Adică ar trebui să încerc încet să urce în clasament. Nu este lot de retrogradare acolo. Vreau să te mai întreb o chestie în final despre o chestie care a generat multe discuții în ultimele două săptămâni, și anume refuzul unui jucător de a veni la echipa națională. Chiar dacă e vorba de naționala de tineret, mă refer la Drăgușin. Da. Cum vezi situația asta? Ai fost și antrenor de club, ai lucrat și în staful echipei naționale. Aici cred că trebuie un pic, tot vorbim de strategie. Și aici e o strategie individuală. Așa. Momentul când ai o idee, când ai o... știind și faptul că nu sunt meciuri oficiale, da, în calificări. Da, e destul de, nu știu, ori Florin Brat a vrut să dea un semnal tuturor celor care vin la echipa națională de tineret că trebuie să joace. Da, bine, aici, fiind jucător tineri sub 21 de ani, e greu să aibă o constanță, mai ales cum era Drăgușin la Juventus sau chiar acum la Sampdoria. Deci e destul de greu să îți dea cineva șansa să joci titular constant meci de meci. Dar fiind un jucător talentat... Ar fi un jucător clar talentat, nu știu, cred că ar fi meritat
o altă abordare. Nu știu dacă ar fi meritat mai mult, dar o altă abordare, sigur. În ideea în care, ca selecționer, e important să anticipezi niște lucruri. Ce se întâmplă dacă? Îți pui niște întrebări. Așa. Ce se întâmplă dacă aici, ce? Dacă îl iau pe Drăgușin și nu-l bag titular? Ce da. Se întâmplă dacă îl iau pe Racovițan și nu-l bag okay. titular? Adică, care ar fi urmările, n-ar zice consecințe, că atunci aș da o chestie negativă. Negativă. Urmările, care ar fi urmările acestor acțiuni, exact. Da. Și ți-ai dat singur niște răspunsuri. Apoi, mă rog, așa a decis el să gestioneze momentele astea, iar rezultatul n-a fost unul bun. Adică a planat și asupra staffului Naționalei Sub 21 că nu gestionează foarte bine lucrurile. A planat și asupra lui Drăgușin faptul că refuză naționala, deși nici măcar n-ai apucat să pășești în fotbalul mare. Chiar dacă da. Ai fost coleg cu Chiellini și Bonucci, nu, asta nu-ți dă dreptul să refuzi naționala. Deci cred că e... sau, de ce spun asta? Pentru că dacă tu, Drăgușin, veneai și vorbeai tu, spuneai, băi, am înțeles ideea, nu joc acum, da. Dar am posibilitatea să joc în momentul ăsta. Lăsați-mă să rămân la club. El asta a făcut printr-o... A făcut ulterior. Da. Că dacă se întâmpla la început, nu cred că ar mai fost reacție. Da, eu nu cred că el a vrut chestia asta, adică el a vrut să joace pentru Național Under 21 și s-a întors împotrivă după ce a văzut că a nu fost joacă. Tot o reacție a fost. Da. Deci, nu, normal nu trebuie să ai ca jucător reacții de genul ăsta. Poți să comunici, poți să vorbești. Da, se pare că și aici și personalitatea nu încă nu e definită, pentru că atâta vreme cât ești deschis și detașat de lucrurile care ți se întâmplă, poți să vorbești, să-i spui și lui Florin Bratu și lui Manea, agentul tău, să ai personalitatea, să spui lucrurilor pe nume și să spui, dom'le, are dreptate da. Florin Bratu, nu joc la echipa de club și bagă pe aia pe care joacă și care consideră. Dar aș vrea să mă lase acum. Să poate, să nu se poate, cum comunicăm să vedem lucrurile astea, să iasă bine, ca să nu existe după aia discuții negative în contradictorii. Dar crezi că e o situație iremediabilă între cei doi? Nu, nu cred că... Adică Bratu va fi pus într-o situație delicată în momentul în care Drăgușin ar începe să joace. Ok, dar în momentul în care Drăgușin ar începe să joace... Sunt, iarăși, sunt puse din cauza lipsei de experiență din toate părțile. Ok. Și nu cred că... Au avut repercusiuni atunci, dar eu sunt convins că lucrurile astea se vor regla. Cel puțin între Drăgușin și Florin Bratu. Se vor regla. Da. Ai avut vreo situație de genul ăsta cu vreun jucător? Ai avut vreo situație de genul ăsta cu vreun jucător în carieră? Nu știu, să-l scoți la un moment dat, nu știu, pentru că a vorbit sau a făcut ceva și după aia să-l readuci. Da, da, a mai fost situații de genul ăsta. Dă-mi un exemplu, poți să-mi dai un exemplu? Nu, au fost, n-ai cum să nu ai... E important ca experiență de... Împărtășit. Da, da, da. Deci au fost, nu știu dacă la toate echipele pe care le-am antrenat, dar au fost. Au fost și jucători pe care i-am trimis la echipa a doua. Așa? Cât timp? Pentru o perioadă determinată, adică cu anunț. Adică nu... I-ai spus cât va sta acolo. N-am cum să nu iau nicio reacție. N-am cum să nu am nicio reacție la față de ce ai făcut. Da. În fața grupului. N-am cum să nu. Ar însemna să vă pierd pe toți. Da. Deci te suspend în funcție o săptămână. Așa. Să duci la echipa a doua. Okay. Păi te întorci. Da. Trebuie să iau reacție, trebuie să am o... Și cum a plecat reacție? La echipa a doua? Zice-mă, bombănit. Firește că nu i-a convenit, dar până la urmă, când lucrurile se spun cu fermitate, nu agresiv, nu într-o manieră în care grupul se simtă dictatura și, sau grupul se simtă aversiunea față de ei, atâta vreme cât îți păstrezi detașarea și vorbești cu fermitate, lucrurile astea se preiau foarte natural de către grup. Da, adică ei au văzut că eu nu am nimic contra lor, că trebuie să iau niște decizii, că de-aia sunt pus acolo. Da. Și în același timp se înțelege mesajul mult mai bine. Ionuț Badea, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine dimineață la 91 minut la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună pe mine!